Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Vaticanul confirmă. Dacii n-au fost niciodată romanizați, ei au fost strămoșii romanilor. Vaticanul confirmă teoria dacologilor. Dacii n-au fost romanizați, ci erau strămoșii romanilor conduși de Traian. Ceea ce afirmă acum oamenii de știință și istoricii din Occident, dar și cercetătorii de la Hamburg, care au prelevat ADN-ul unor morminte străvechi de pe teritoriul Daciei, că românii sunt urmașii dacilor, ramura nordică a tracilor este tot mai evident și devine un curent istoriografic autentic. Maisel Leduith, confident al papei Ioan Paul al II-lea și omul care a avut acces la toate documentele secrete din Biblioteca Vaticanului, a făcut recent o afirmație care a șocat lumea academică și nu numai. El a declarat că latina cultă se trage din limba română străveche, nu invers cum se credea până acum. Într-un interviu acordat postului de televiziune TVR Cluj în decembrie 2012, Leduith, fost consilier al papei Ioan Paul al II-lea, unul din oamenii, repet, care au avut acces la cei 230 de kilometri de rafturi cu cărți din Arhiva Bibliotecii Vaticanului și fost membru al Comisiei Teologice Internaționale, a făcut o declarație șocantă. Chiar dacă se știe că latina e limba oficială a Bisericii Catolice, precum și limba Imperiului Roman, iar limba română este o limbă latină, mai puțină lume cunoaște că limba română sau precursoarea sa vine din locul din care se trage limba latină și nu invers. Cu alte cuvinte, nu limba română este o limbă latină, ci mai degrabă limba latină este o limbă românească. Așadar, vreau să-i salut pe oamenii din Munții Bucești, din Brașov, din București. Voi sunteți cei care ați oferit un vehicul minunat lumii occidentale. În general, istoricii români au mers pe pista falsă a cercetărilor făcute de școala ardeleană că dacii au fost exterminați de romani și noi suntem latini puri. Sigur, în perioada interbelică, curentul acesta latinist, mai mult politic decât științific, a fost atenuat sub influența lui Bogdan Petricei cu HD-ul, de istoricii Giurescu, Iorga sau Pepe Panaitescu, care au presărat și elemente dacice de continuitate și chiar o importantă influență slavă. A fost comod pentru istoricii români să susțină continuitatea latină și originea romană a românilor din considerente politice pentru a avea un loc important în Europa, iar românii ardeleni oprimați să aibă drepturi egale cu ungurii și austriecii în Transilvania. În anii 90, la Facultatea de Istorie a UBB am susținut în scrieri și seminarii elementul etnic major de origine dacică a românilor în dauna celui latin. Eu eram un adept al teoriilor lui Nicolae Densușianu și Vasile Pârvan și chiar editasem celebra cartea lui Nicolae Miulescu, Dacia Sarazeilor, ce susține originea dacă a românilor și chiar că limba getodacilor era înrudită cu latina, astfel explicându-se de ce Traian vorbea conform imaginilor de pe columnă cu dacii capturați fără translator. Pentru susținerea acestor teze am fost ostracizat. Era moda atunci ca noi românii să fim latini, slav, mongoli, cumani sau avari, numai român nu. Bineînțeles, colegii mei, adepții teoriei cumane, slave și maghiare, la baza originii poporului român, erau repede răsplătiți de Marga și profesorii de la UBB, cu burse în străinătate și invitații la conferințe naționale și internaționale pentru a se susține tot felul de teze săroșiste. De dragul adevărului istoric, chiar dacă am fost izolat în universitate, nu am renunțat la ideea că românii sunt urmașii dacilor ca trunchi etnic major. Pur și simplu m-am bazat pe logica istorică simplă. Romanii au cucerit numai circa 28% din teritoriul Dacii. Pe Traian nu l-a interesat decât un culoar de ocupație spre capitala Sarmisegetuza și minele de sare și aur de la Roșia Montana din Munții Apuseni ca să-și umple tezaurul de la Roma. Dacia lui Burebista și Decebal se întindea de la Tisa, Carpații Păduroși în Slovacia, Bucovina de Nord din Ucraina de azi, peste Nistru până la Bug. În concluzie, romanii au cucerit abia o treime din teritoriul ocupat de daci. Ei controlau Banatul, o parte din Oltenia, Munții Roștiei și Munții Apuseni. Dacii liberi au rămas în Parțium, Maramureș, Tisa, Bucovina de Nord, Moldova până la Nistru, Bug și Muntenia. Deci cea mai mare parte a teritoriului Daciei a rămas în stăpânirea dacilor liberi. Istoricul Diocasius, născut în 155, decedat în 229 era noastră, descrie războaiele purtate de dacii romani, spunând despre Traian, conducătorul legiunii romane, că a fost un trac veritabil și că războaiele purtate erau fratricide între popoare de aceeași origine. Iar Traian spunea înainte de a porni la luptă, mă întorc în țara străbunilor mei.
Ocupația romană a durat din 105 până în 275 era noastră, adică 170 de ani, și numai pe un teritoriu restrâns. În consecință, cum puteau fi romanizați și să-și însușească limba latină dacii dacă numai o treime din teritoriul lor era ocupat de către romani? Mai mult, ocupația romană a durat numai 170 de ani, cu mult mai puțin ca în Galia și Britania, iar englezii nu vorbesc o limbă latină, iar galeza se mai vorbește popular până azi în unele regiuni ale Franței rurale. Transilvania a fost ocupată de către austrieci de la 1700 la 1918, adică 218 ani, și românii ardeleni nu vorbesc germana nici acasă și nici pe stradă, poate numai elevii de la un liceu de profil. Basaravenii au fost ocupați 200 de ani de ruși, dar vorbesc limba română în familie, deci ideea romanizării Daciei, ocupată teritorial numai o treime de Roma, cade și din punct de vedere al simplei logici istorice. Tot mai evident ies la lumină cercetări științifice legate de ADN că români sunt urmașii dacilor. Nu va trece mult timp când curentul istoriografic al originii geto-dace, a limbii și poporului român se va impune, bineînțeles, cu recunoașterea unor influențe istorice latine sau slave. Un studiu de paleogenetică realizat între anii 2003-2006 a arătat că genetic suntem daci, iar teoria latinizării făcută de Imperiul Roman este falsă. Studiul realizat de dr. Georgeta Cardoș, specialist în genetică cu sprijinul Universității din Hamburg, Germania, a pornit de la țesuturi osoase recoltate din peste 20 de situri arheologice din România, de la un număr de 50 de indivizi, aparținând populațiilor care au trăit aici cu 5.000 de ani în urmă. Datele genetice obținute au fost comparate cu cele ale românilor de azi. Concluzia a fost că, între actuala populație a României și cele care au trăit pe teritoriul acestei țări cu 5.000 de ani în urmă, există o clară înrudire genetică, iar fondul de bază dovedește continuitatea și legătura strânsă cu populația străveche, adică cu dacii, ramura nord-dunăreană a Marelui Neam Tracic. Limba dacă a fost o limbă indo-europeană vorbită în antichitate de daci. E considerată de unii savanți ca fiind înrudită cu limba tracă. Aproape 200 de cuvinte din limba română și-au originea în limba vorbită de daci, potrivit celor mai mulți dintre oamenii de știință care s-au dedicat studierii limbilor arhaice. Dacii nu foloseau scrierea, este o altă concluzie la care au ajuns lingviștii consacrați, însă cele mai multe dintre teoriile privind limba sau scrisul în vremea antică au stârnit controverse. Daniel Guță, 8 aprilie 2015. Studiul originii limbii vorbite în vremea dacilor pe actualul teritoriu al României este o știință complexă, căreia i-au căutat răspunsul lingviști și filologi renumiți ca Ariton Vraciu, Ioan Iosif Rusu sau Bogdan Petricei cu HD-ul. Potrivit istoricilor, circa 160 de cuvinte folosite în limba română provin din fondul geto-dacic, deși urmele certe ale limbii folosite în vremea strămoșilor noștri nu s-au păstrat ori sunt contestate. Oamenii de știință au identificat aceste cuvinte ca fiind folosite de populațiile antice băștinașe de pe actualul teritoriu al României, folosind un criteriu eliminatoriu, potrivit lingvistului George Pruteanu. Astfel, cuvintele identificate ca fiind autohtone și arhaice nu și-au originea în niciuna din limbile cu care limba română avea legătură, latina, greaca, slava, turca, maghiara. În al doilea rând, ele pot fi regăsite în limba albaneză, care ar fi avut origini comune cu cele ale tracilor. George Pruteanu, autor al unui studiu dedicat limbii dacogete, a împărțit cuvintele autohtone arhaice în 4 categorii. Cuvinte considerate autohtone de Bogdan Petricei cu HD-ul în Etymologicum Magnum Romanie. Cuvinte autohtone care au un corespondent de origine indo-europeană în albaneză, listate de Ioan Iosif Rusu, cuvinte autohtone fără corespondent în albaneză, listate de I.I. Rusu și cuvinte considerate autohtone de Ariton Vraciu. Cercetătorul Ariton Vraciu susținea că dacii nu foloseau scrierea. Știm sigur că tracii și ilirii din perioada istorică nu au avut o scriere proprie sau un alfabet. Tracodacii, la fel ca majoritatea populațiilor antice, n-au cunoscut și n-au întrebuințat scrierea înainte de începutul influenței grecești. Rusu, 1967. Semnificativ este în această privință pasajul istoricului Elianus. La vechii traci nimeni nu cunoștea slovele, iar toate neamurile barbare din Europa socoteau că e un lucru foarte rușinos să folosești scrierea.
Limba ilirilor o cunoaștem tot indirect din fragmentele ce au rămas întâmplător în scriere greacă sau latină. Desigur, de aici nu trebuie trasă concluzia că într-o perioadă mai veche în aceste zone n-ar fi putut exista, teoretic vorbind, sisteme de scriere autohtone ori importate, care ulterior au dispărut sau nu au putut fi încă identificate. Nu e exclus că așa să stea lucrurile în cazul tabletelor de la Tărtăria, datând cu aproximație din anul 3000 înaintea erei noastre. Concluziona lingvistul în volumul Limba Dacogeților, Timișoara, editura Facla, 1980. Istoricii Constantin și Hadrian Daicoviciu susțineau însă că dacii cunoșteau scrisul. Descoperirile arheologice, printre care cea din Sarmisegetuza, regia a unui vas ștanțat cu inscripțiile Decebalus Pers Corilo, scrise cu litere latine, i-au adus la această concluzie. Cu multă dreptate, academicianul Constantin Daicoviciu a interpretat inscripția de pe vasul de la Sarmisegetuza ca o inscripție în limba dacilor, traducând-o prin Decebal, fiul lui Scorilo. Într-adevăr, cuvântul per, înrudit cu latinescul puer, are în limba tracodacilor înțelesul de fiu, ca de pildă în numele Zuper. Alfabetul grecesc, înlocuit cu cel latin, pe marele vas de cult descoperit la Sarmisegetuza, inscripția Decebalus Pers Corilo, e redactată în limba dacilor, dar cu litere latine. În latinește, sau măcar cu litere latinește, a fost redactat mesajul trimis lui Traian pe o ciupercă. Tot așa va fi scrisă și epistola lui Decebal către Domitian. Semn că la cancelaria regească de la Sarmisegetuza, limba puternicului Imperiu Roman era cunoscută și folosită. Așadar, dacii cunoșteau scrierea. Firește, ea n-a devenit niciodată accesibilă tuturor dacilor. Exemplele de folosire a scrierii sunt rare, constata Hadrian Daicoviciu în volumul Dacii, 1965. Cele mai valoroase piese de tezaur descoperite în Sarmisegetuza, regia, sunt brățările din aur masiv din vremea dacilor, bogat împodobite. Obiectele unice spun povestea măestriei cu care dacii prelucrau metalele, susțin istoricii. De-a lungul timpului, multe alte tezaure de bijuterii care au aparținut vechilor locuitori ai ținuturilor Carpaților s-au pierdut pentru totdeauna. Sarmisegetuza rege a oferit azi o priveliște impresionantă turiștilor care au ales posta capitală a Daciei din munții Orăștiei pentru a asista la eclipsa solară și celelalte cetăți dacice au fost destinații ideale pentru călătorii interesați de fenomene astronomice. Marele poet Roman Ovidiu, exilat la cetatea Tomis, vorbește în poemele lui pontice despre daci și limba lor barbară, afirmând că a învățat-o și chiar a scris poemenia, fiind apreciat pentru aceasta de daci. Dacă cele spuse de Ovidiu sunt adevărate și un volum cu poezii scrise de către Ovidiu în limba dacilor chiar a existat, trebuie să însemne că volumul ori nu a supraviețuit până în zilele noastre, ori a fost distrus, ori pur și simplu nu a fost încă descoperit. Existența reală a poemului rămâne nedemonstrată. Referiri la scrieri daci, apar când scriitorii clasici din secolul al III-lea după Hristos și secolul al VI-lea menționează legile lui Zamolxis și Deceneu ca fiind scrise pentru a instrui pe geți. Astfel, Iamblicus, circa 245-325 era noastră, scrie pentru că i-a instruit pe gete în aceste lucruri și pentru că a avut pentru ele scrise, Zamolxis a fost considerat cel mai mare dintre zei. Prieteni, atât pentru azi, sunt Cristian Alexandrescu, dorindu-vă toate cele bune, vă spun pe curând!